O nouă conferință organizată de Centrul de Dialog și Cercetare în Teologie, Filozofie și Știință a avut loc ieri seară. De data aceasta, gazda evenimentului a fost Facultatea de Filozofie a Universității București, iar tema aleasă a fost una cu implicații actuale. Cultura străinului în cadrul tradițional de gândire filozofică și teologică. În amfiteatrul Mircea Florian al Facultății de Filozofie din București s-a desfășurat conferința Cultura străinului în cadrul tradițional de gândire filozofică și teologică. La eveniment au participat studenții ai facultăților de teologie ortodoxă și filozofie. Potrivit organizatorilor, tema aleasă este una actuală în condițiile unei înstrăinări tot mai accentuate a persoanei, atât față de sine însăși, cât și față de cei din jur. Domnul profesor Marin Bălan a prezentat o temă, cred, interesantă și de actualitate, cultura străinului în cadrul tradițional de gândire filozofică și teologică. Spun de actualitate, întrucât prin implicațiile temei, domnul profesor a făcut o incursiune în ceea ce înseamnă universul tradiției și este de mare ajutor pentru omul de astăzi să înțeleagă ceea ce ține de exigențele unui univers al tradiției. În duhul unei tradiții autentice, ceea ce primează ține de experiența nemijlocită în cadrul comunității efective, a legăturilor personale între oameni. Și cultura străinului, percepută într-un asemenea univers, ne poate ajuta și pe noi cei de astăzi să recuperăm ceea ce ține de o memorie a identității. Pentru că atunci când vorbim de un străin, înseamnă că, de fapt, trebuie să ne conștientizăm și noi propria identitate. Cultura străinului ne ajută pe undeva la ceea ce înseamnă dezvoltarea unei conștiințe a dialogului, dar în care dialogul nu presupune uniformitate sau renunțare la propria identitate. Capacitatea de a-l asuma pe celălalt în cadrul unor relații de viață, așa cum se întâmpla în universul tradiției, cred că poate să ne ajute astăzi nu doar în ceea ce înseamnă un dialog, de exemplu, dialogul între teologie și filozofie, ci chiar în experiența de zi cu zi, în viața cotidiană. Întrucât trăim astăzi într-o societate de tip rețea, în care comunitățile tind să fie substituite de rețele. Și atunci, omul devine tot mai înstrăinat, chiar de el însuși. Suntem astăzi, cred, într-o lume în care din ce în ce mai mulți înstrăinați au iluzia unei comunicări în acest tip de rețea, dar fără să facă experiența unei întâlniri efective și cu sine însuși, deci o experiență intrapersonală, și cu celălalt, o experiență interpersonală. Și atunci, practic, suntem înstrăinați de noi înșine, de ceilalți, în mod fundamental poate de Dumnezeu, și totodată avem iluzia că doar împărtășindu-ne anumite informații, suntem împreună. Acest lucru pe de o parte. Iar pe de altă parte, chiar atunci, mai ales în marile metropole, atunci când trăim nemijlocit lângă oameni, de fapt trăim tot un fel de singurătate, dar în mijlocul mulțimii. Ceea ce e pe undeva și mai trist, mai regretabil, una e să fii izolat și să ai conștiința poate unei singurătăți și altceva e să trăiești într-o metropolă înconjurat de oameni și să te simți străin. Ori această condiție a străinării, noi poate nici nu o mai percepem astăzi. Și dacă ne întoarcem la ceea ce a însemnat perspectiva tradiției, să vedem ce anume presupunea întâlnirea cu un străin, puterea de a-l primi în mod autentic pe celălalt, de a-l asuma, încă o dată, fără să renunți la propria identitate, dar de a-l asuma profund pe celălalt, poate fi o lecție pentru noi cei de astăzi. Poate mergând mai profund, chiar din perspectivă teologică, cred că o astfel de temă ne poate ajuta în sensul bun de a asuma ceea ce ține de o condiție a înstrăinării față de duhul acestei lumi. Deci, iată, de data aceasta, din pozitiv valorificăm condiția străinului în această lume, un fel de pelerin. Nu avem aici cetate stătătoare, suntem străini în această lume, întrucât rădăcinile noastre sunt în cer, nu aici. În cadrul referatului, lectorul Marin Bălan a particularizat condiția străinului în lucrarea Dialogurile a lui Platon. Conferința din această seară este rezultatul unor preocupări de cercetare care au apărut în urmă cu mai mulți ani în cadrul cursului pe care îl țin la Facultatea de Filozofie, Ideea Europeană în Evul Mediu. Una dintre problemele discutate cu studenții se referă la ospitalitate. În cadrul acestei teme a ospitalității, un subiect important este cel al străinului. În această conferință am abordat problema străinului în dialogurile lui Platon,
tipurile de străini, așa cum sunt caracterizate de Platon în dialogul de bătrânețe, legile, dar și alte apariții ale străinului în multe dintre dialogurile lui. Este vorba de sofiști, este vorba de străinul din sofistul, străinul din sofistul care rămâne străin și despre care Platon spune că, printr-o trimitere la Homer, că poate să fie o ființă dumnezeiască. Acest lucru m-a făcut să leg problematica din dialogurile lui Platon cu abordările din scrierile părinților bisericii în legătură cu această problemă a străinului. Profesorul Marin Bălan este istoric al filozofiei, iar activitatea sa de cercetare și predare se axează pe filozofia medievală și problematici conexe privind filozofia greacă, gândirea patristică și filozofia modernă. De asemenea, are un interes susținut în ceea ce privește relația dintre știință și religie.